Vă invităm să vizionați ședința Consiliului Local Târgu Ocna, județul Bacău. Vă dorim vizionare plăcută! 15 din cei 17 consilieri, 2 sunt în online, deci suntem statutari, puteți să începem, da? Dau citire ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025-2027. Inițiator, domnul primar al orașului Târgu Ocna. Punctul 2, întrebări, interpelări cu răspunsuri. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Avem și o cerere pentru o doamnă care vrea să participe la ședință, dar am înțeles că încă nu s-a prezentat. Nu. N-a ajuns, nu? Nu a ajuns. Deci dacă vine, o să reluăm. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2025-2027 al orașului Târgu Ocna. Dacă sunt discuții. Ok. Avizul comisiilor. Comisia juridică a avizat favorabil, 6 voturi pentru, un vot împotrivă, domnule consilier Mânciucăr Sândăr, Cărbiță, care a spus că bugetul nu reflectă interesele cetățenilor orașului Târgu Ocna. Comisia economică a avis favorabil cu 5 voturi pentru, din 5 exprimate. Comisia Cărbăriță a avis favorabil cu 4 voturi pentru și abține. Deci discuția că sunt. Vă rog. Așa cum am declarat și în ședința de comisie, bugetul este, de fapt, ca și în ceilalți ani, un amestec de cifre alambicat. Da? Avem un împrumut de aproape 4 milioane de lei, care se vor topi în campania electorală, da? Care începe acuși. Și Târgu Ocna va rămâne mai săracă și cu lucrările neconforme care s-au făcut până acum în oraș. Da? O parte din lucrări am văzut că nu s-au alocat bani pentru monumentele istorice, am văzut că nu s-au alocat bani pentru construirea unui teren de basket pe care și-l doresc tinerii din orașul Târgu Ocna. Sunt multe lucruri care au fost cuprinse, dovadă că domnul primar nu știe ce își dorește cetățenii. Mulțumesc! Deci nu voi vota acest buget. Să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? 7, 8, 9, 10, 11, 12 voturi pentru. Cine este împotrivă? Împotrivă, domnul Ciucă. Cine se abține? Abține. 4. Te-ai uitat, întâi îți vezi cum votăm. Da. Trecem la punctul 2. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Liniștit sau? Eu am o întrebare. Ieșirea de parcarea din spatele băncii BCR, acolo m-au atenționat mai mulți vecini și locuitori care sunt și la F7-le.
Ar trebui, cum s-a pus o oglindă la ieșirea din incinta de la B-uri pe Capitan Bușilă, să fie pus o oglindă pentru ieșirea, că e destul de periculos, fiind și piața în apropiere acolo. Ar trebui pus tot așa, cum s-a pus la ieșirea din incinta de la B-uri pe Capitan Bușilă, să fie tot pe Capitan Bușilă, dar ieșirea din incinta, din spatele băncii de cerere de acolo, sunt și cei de la ANL-uri și... Mulțumesc frumos, doamnă consilier. Se observă că și în Târgu Ocna, da, e vorba de siguranță. Aglomerație urbană își are așa intrat în drepturi și numărul de automobile care se deplasează și pe străzile orașului impune o semnalizare rutieră și o mașină de la ieșirea de pe străzi. Dacă ani de zile în urmă exista o singură oglindă retrovizoare la ieșirea din strada Tăbăcari, pentru că era și acolo zona aia de rampă, acum iată că nevoia ne împinge să montăm cât mai multe sisteme de avertizare și de atenționare și de sprijin și vom monta o oglindă acolo. Ne fiind o vizibilitate foarte bună. Au fost montate mai multe și acum, iar n-am să s-o mai montat vreo trei. Dar și chiar ca zonă și... cu trafic acolo și mulțumesc. Chiar e o problemă. Mulțumesc. Avem o problemă legată de câinii vagabonzi. Na, noi știm că în oraș sunt și au fost și înainte, dar am văzut că în ultima perioadă au apărut. Și consider că sunt aduși din alte părți la noi. În zona parcului mare, în parcul Măgura, de exemplu și azi dimineață erau 4. Și s-au văzut că au fost aduși, erau debusolați complet, nu știu în ce direcții s-o ia. Și consider că ar trebui, nu știu, sistemul nostru de supraveghere, să montăm niște camere, nu știu, niște zone cheie, nu știu, de extremitățile orașelor sau cumva. Acum nu știu ce protocoale au orașele sau comunele din zona noastră, cum își administrează dumnealor aceste probleme, dar ar trebui totuși să ne interesăm o leacă, că eu nu cred că sunt câinii cetățenilor noștri din Târgu Ocna care i-au scăpat sau pur și simplu i-au abandonat. Eu cred că aici este vorba despre un lucru mai organizat. Părerea mea. Deci eu... Da, am observat asta undeva la un interval de o săptămână, două săptămâni, iar apar. Nu apar în fiecare zi sau așa. Nu aș putea să spun că este cam o regulă așa. E chiar dacă ar fi, zic eu, o înțelegere cu celelalte localități, de ce nu le duc direct acolo? De ce zic pe la semnări? Eu am întrebat dacă... Și aici în centru sunt trei noi acum, veniți. Eu întreb dacă celelalte localități s-au organizat într-un fel ca să își rezolve problema dumnealor. Adică sper că nu-i aduc în Târgu Ocna dumnealor. Nu vreau să spun. Trebuie să urmărim cumva chestia asta. Nu este în regulă. Deci, banii cetățenilor din Târgu Ocna, să rezolvăm problemele altora, nu mi se pare corect. Deci, teoretic, fiecare primărie ar trebui să aibă un contract. Exact. Asta vreau ca să vă întreb. Există comunele din lângă, orașul din lângă, au așa ceva? Da, e o problemă cu aceste animale fără stăpân. Și ceea ce ați constatat dumneavoastră este o realitate. Apar pe raza orașului Târgu Ocna animale de talie mare. Deci nu sunt puii proveniți din, mă rog, patrimoniul orașului, din animalele care le gestionează proprietarii din oraș. Avem sistem de supraveghere în principalele intersecții. Nu avem nicio informație că unități administrative teritoriale din vecinătatea noastră și ei au contracte de capturare, de prestări servicii cu structuri autorizate. Și orașul Târgu Ocna, cu ani de zile în urmă, prin efortul Consiliului Local și administrațiilor precedente, a construit un sistem de capturare și de gestionare a câinilor fără stăpân. Și îl administrează societatea din subordinea Consiliului Local, conform valorilor și stabilite prin relațiile contractuale. Se pare că sunt cetățeni care îi aduc cu mașini private, îi lasă în zonele limitrofe. Dacă până acum marile probleme erau în zona urbană, la blocuri, la containere, pentru că erau containere deschise, descoperite și acolo își găseau hrană, acum acele containere și-au arătat
valoarea lor, odată curățenie, odată neaccesul animalilor să intre acolo în acele incinte și să scormonească și să asigure hrana. Și atunci au început să migreze către periferiile orașului și, de regulă, în cartiere. În cartiere creează un confort, un disconfort maxim, pentru că sunt lăsați în zona de intersecție, la intrare în Mosoare, la Parcul Mădura, la capătul Gălean Binșoara acolo, și acele animale, primele zile, cât își caută teritoriul și până se integrează în comunitate, răscolesc tot ce înseamnă animalele proprietarilor și se produce o hărmăleaie întreagă. Îi capturăm, eu vă rog, suntem 17 consilieri locali și cu aparatul administrației. Am avut câteva cazuri când am identificat persoanele care aduc. Haideți să fim puțin vigilenți și dacă observăm o situație, pentru că e cel mai greu. Important e să vezi numărul de mașină și să-i împrei. După instituțiile își fac treaba. Și mâine avem verificare de la Agenția de Protecție a Animalelor. E o situație destul de grea, pentru că prezintă și diverse probleme de sănătate, pentru că aduc tot felul de boli. Prezența acestor animale mari, pur și simplu te sperie și pot crea disconfort, sar la tine, sunt flămânzi, agresează copiii, merg la școală, fiecare acolo în gâzdănel ceva, un semn sau ce are acolo care îl atrage. Eu vă rog, pentru raza orașului noi îl gestionăm. Câți câini avem, avem adăpostul generos și duce capacitatea orașului. Dar trebuie să fim vigilenți să nu mai primim din alte localități. Aici este mare problemă. Mai este și problema că le se dă și de mâncare. Ei care sunt iubitori de animale, da, care nu sunt ține de la tine. Nu caută mâncare, nu contează de mâncare. Aici am avut discuții și cu medicii veterinari și cu cele două societăți, ONG-uri, care gestionează aceste activități pentru îngrijirea acestor animăluțe, să facem un efort comun de promovare, de conștientizare. Și dacă un locuitor, un cetățean, vrea să-și aducă aportul de a crește un animal, poate să cumpere un sac de mâncare, să-l ducă la adăpost, să-și adopte acolo, la distanță, un animal, să-l îngrijească de la distanță, sau poate, pur și simplu, să-l îngrijească în regimul său privat. Mai sunt situațiile cu acele animale un număr mai mare decât e un firesc care păstrează în apartamentele de la bloc sau la proprietățile de la casă. E și o lacună a legii aici, pentru că nu prevede clar câte animale de companie ai dreptul de proprietate. Oamenii adevărați de proprietate știe, își face padoc, îi face acolo o cușcă în care să-l țină, dar sunt și proprietari care îi lasă slobos și creează un disconfort. Dar, oricum, mulțumesc pentru... Avem ceva prins în buget, o să gestionăm mai bine activitatea aceasta. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, întrebarea vine de la cetățenii orașului. După cum știți, sunt mai multe străzi neasfaltate în orașul nostru. Ei întreabă dacă anul acesta se vor continua asfaltările sau se va pune piatră sau rămân la fel cu noroi pe pantofi. Dacă executivul are un punct de vedere, vă rog. Am prins în buget sumele pentru întreținerea drumurilor. La fel în buget sunt prinse și sunt programele de finanțare și avem două pe infrastructură rutieră. Este programul care să se încheie licitația începută în luna august 2023, cu dată de depunere a ofertanților septembrie 2023 și de atunci a stat în evaluare. La Compania Națională de Investiții sunt cele 8 străzi din cartiere și avem în derulare procedura de implementare a proiectului pe Anghel Salini, cu cele 20 străzi. Străduțe din zona centrală a orașului și din zona adiacentă, cu condiția ca acele străzi să fie avut canalizare și apă. Mai rămân câteva străzi care nu sunt prinse nici într-un program, nici în celălalt, pentru că nu au avut infrastructura de utilități publice și pe acelea trebuie să găsim soluții să le păstrăm pe linia de funcționare. Dacă avem buget, știți cu toții că nu poți încheia contracte dacă nu ai o linie de finanțare deschisă. Vom încheia un contract cu un prestator de servicii pe întreținere drumului și până când vin constructorii și se adjudecă și se emită autorizațiile de lucru pe toate străzile, să
și le aducem într-o stare de funcționare. Întotdeauna, fenomenul de iarnă lasă urme, deci pe străzile balustrate sau străzile de pământ. Disconfortul este maxim și acum, și faptul că s-au făcut câteva străzi asfaltat, practic acum șocul e mult mai puternic, pentru că în acele străzi se văd exact efectele timpului. Da, mulțumim. Mai e cineva care vă Sperăm să se rezolve problemele firmelor fără stăpân, pentru că domnul primar donator de credite a dat firmei Conseca 38.000 de euro și a dat la banii ăștia dublu decât a dat anul trecut. Dar și zic că la banii ăștia trebuie să se miște mai repede față de culoarea asta de gustul de timp la care am fost. Sunt o problemă cu gaigerele, da, la proiectul pe care îl avem în derulare. Nu sunt ridicate și cetățenii își intră cu mașina la propriu în găurile care s-au format. Da? O parte a fost astupate complet cu asfalt și sunt curios dacă mai știu pe unde sunt locurile de scurgere. Nu mi se pare normal ca lucrările, v-am mai spus, să le decontați fiind proaste, da? Numai pentru că sunteți într-o anumită funcție. Da? Noi toți, consilierii, răspundem de lucrare, nu numai dumneavoastră. Și ar trebui ca toate lucrările care sunt făcute prost și semnate să le plătiți și dumneavoastră. Așa cum sunt lucrările care au fost, mă lăsați să vorbesc, mă lăsați, da, bineînțeles. Face și dumneavoastră campanie electorală cu lucruri bune pentru oameni. Deja două străzi au început să se surpe. Strada Părâu Vâlcica și strada paralelă cu linia Caurea. Mergeți pe ea cu piciorul și vedeți că ceea ce spun eu este adevărat. Și dumneavoastră a semnat de conformitate la acele străzi. Da? Nu mai utilizați cuvântul da. E răspunsul meu, dacă vi-l dați deja. Da, mi l-am dat, pentru că știu de asta. Pentru că tocmai știu de asta. Bine. Da? Ați intrat în campanie electorală? Bineînțeles că am intrat în campanie electorală. Oamenii strică mașina și mâine. N-am intrat în campanie electorală. Da? Locurile de parcare... Bineînțeles, de fiecare dată, de fiecare dată o iau când nu rezolvați problemele. Sunt problemele cetățenilor, nu sunt ale mele. Va trebui să le ascultați. Da? Faceți locuri de parcare. Tot ne-ați spus, acum 2 ani a spus că se cadastrează. Ați votat bugetul, domnul primar? Dar nu trebuie să votezi bugetul. A trecut bugetul, domnul primar. Că oricum... Dacă vă aduceați aportul de bun cetățean și de bun consilier, așa. Veneați cu o propunere concretă. Când am venit cu propuneri concrete, nu le-ați băgat în seamă. Știți? De acum 2 ani era vorba să se asfalteze strada de la Cere. Vă rog frumos, lăsați-vă să vorbesc. Nu băgați pe mungură, da? De acum 2 ani a fost semnat că vă trebuie asfaltată strada de la Cere și nici acum nu ați asfaltat. Înțeleg că ați lăsat toate să se întâmple în campania electorală ca să luați votul, dar ați început-o dumneavoastră, dar ați început-o greșit, că nu sunteți pe primul loc, dacă vreți să știți. Da? Dar să revenim la tempul de oraș. Să revenim la tempul de oraș. Nu! Deci dați o puteală cuiva de ceea ce ați făcut. Nu vă faceți probleme. Nu e problema. Da? Indicatorul, v-am zis de 2 ani de zile, indicatorul dinspre Slănic, pe care scrie Slănic Moldova stațiune turistică, este ruginit. V-am rugat de acum 3 ani să-l schimbați. Faceți ceva. Oamenii care trec prin Târgu Ocna, în tranzit, văd o mizerie de la intrare până la ieșire. Mergeți și prin alte localități și dumneavoastră. Mergeți și dumneavoastră prin alte localități să vedeți că nu este așa. Și avem companie, avem companie proprie, da? Directori plătiți foarte bine și nu-și fac treaba. În subordinea Consiliului Local. Și când le cer date, nu mi se dau. Da? Păi dar dumneavoastră intrați oricum, N-am întrebat. Ia spuneți dumneavoastră, ce frauduloasă am intrat, dacă tot veni vorba. Nu spuneți dumneavoastră, că știți că am lucrat frauduloasă. Vă spun eu ce s-a întâmplat. Da? M-am dus și am vrut să intru și am intrat în ora de vizită de la 10 la 12, cum este afișat pe site-ul companiei, da, Conseca, la care dumneavoastră i-ați dat 38.000 de euro în primele o lună jumate, da, de la primărie. Știu, din SEAP. De unde știți? Din SEAP, domnul. Ce înseamnă SEAP, domnul consilier? Ce înseamnă SEAP, domnul primar? Înseamnă că ați dat banii unei companii. Au trecut 2 mandate degeaba, nici măcar nu știu. Dar știu că sunt cel mai slab consilier de la fostul, știu. Să facem aici lecții de economie. Haideți să explic cetățenilor că poate spune și dumneavoastră ce înseamnă fraudulos, că eu nu înțeleg, da?
Am intrat în programul de vizită să văd cum stau câinii, da? Fără stăpân în padon. Și vreau să știu, și vreau să știu de ce ați dat atâția bani când lucrurile nu sunt tocmai conforme. Sunt atâția câini pe stres. Domnule, vreau să intervin. Haideți să lămurim o dată ce înseamnă aceste, ce tot spuneți dumneavoastră, povești îndrugate. Ce înseamnă, domnul consilier, SIAP? Haideți, spuneți la cameră ce înseamnă SIAP și ce înseamnă 38.000 de euro, dacă dumneavoastră nu cunoașteți. Așa, ce înseamnă electron? Ce înseamnă lucrul ăsta? Este o aplicație făcută la nivel național, care duce într-o transparență tot ce înseamnă contractele pe bani publici. Domnule, eu mi-asum ceea ce spun. Da? Iar acolo se vede valoarea pusă, ofertată sau solicitată pentru valoarea maximală pe o unitate de timp de derulare a unui contract. Păi dacă suntem la început de an 2024, și dacă se precizează o achiziție de un contract de prestări servicii, nu trebuie să te duci la valoarea maximală pe care se încheie contractul? Și cunoaște, dacă tot... Mai ales când ești un donator de credite. Lăsați pentru că dacă nu vom anul trecut, știți care este valoarea pe care ați dat-o firmei Consecta? Bineînțeles. Puneți, vă rog. Dar ce suntem așa la statistică? Dar ce este spunea să spun? Păi cetățenii, nu eu. Eu am dat o întrebare. La finalul anului 2023 am prezentat execuția bugetară. Găsiți toate datele acolo. Da? Spune cetățenii, mă, că cetățenii nu se mă întreba cetățenii, m-ați întrebat. A, nu vreți. Bun. Deci dacă mai este altcineva care vrea să mai cuvântul, vă rog frumos. Ne uităm la localitățile vechi. Cine fac investiții mari în dezvoltarea rețelei de gaze? Onești, Anunțanu și cartierii. Toseana se pare că va fi toate cele patru sate sau șase sate. Sunt și la noi un program prin Angel Salini. Am văzut că ați prins niște bani acolo, dacă am puțin. Cum stăm cu programul ăsta? La noi chiar sunt cartiere întregi fără facilitatea. Tot vorbeam de zonare, o să vorbim, poate să mai știu ce. Și, cetățenii merită tot confortul. Am aplicat pentru programul de finanțare național Angel Salini, etapa 2, pentru că pe prima etapă am avut infrastructură rutieră și pe etapa 2 am aplicat pentru gaze. Au fost alocați aproximativ 20 de milioane de lei pentru gaze, în tot ce înseamnă valorile cu cadastrare, cu tot ce înseamnă procedură de achiziție și proiectare. Acum, acele cartiere, acele străzi sunt în procedura de intabulare. Nu erau intabulate. Nu erau intabulate, pentru că localitatea nu a avut intabulat tot patrimoniul. Și atunci s-a intabulat proiect cu proiect. Dacă am avut proiect de infrastructură școlară, s-a intabulat plătirea și spațiile adiacente. Dacă am avut pe străzi, am intabulat străzile. Dacă am avut pe rețele, s-au intabulat rețele. Acum suntem în procedura de a finaliza documentația tehnică de cadastrare, înregistrat și intabulat. Vom veni în ședință de Consiliu Local să trecem în patrimoniul public atunci când e gata. Urmând după aia să transmitem la Ministerul Dezvoltării și să fim invitați să semnăm contractul de finanțare. Așa cum am semnat contract de finanțare pe drumuri, pe reabilitare, în luna octombrie, probabil în prima parte a anului 2024 va fi semnat și contractul pentru gaz. E vorba de cartierul Gura Slănic, aproape în integralitate, că e doar o străduță. O parte din cartierul din Mosoare, mai e o parte, sunt câteva străzi de la Costache Negri, în partea de jos. De fapt, avem o hotărâre de Consiliu Local, cred că elaborată și adoptată la finalul 2022, cu toate străzile care sunt identificate ca și nevoie. Mai e o parte mișoară, nu mi-a aduc aminte acum, dar cam asta. Cartierul Porcul nu este în Mosoare. E, cred că, și de pe cartierul Porcul. Nu am acum datele, dar o să vă nominalizez străzi. Da, da, era o problemă și de traversare. Da, era o problemă cu traversare. Da, da. Și este hotărârea de Consiliu Local. Canalizarea din cartierul Poieni, în secolul nostru. Acum doi ani spuneți că aveți proiecte, canalizare din cartierul Poieni. Nu știu dacă și cei de pe stradă de aici, de jos, de la primărie, au prins. Putem identifica proiectul de hotărâre adoptată. Știu că erau solicitări. Nu am aici această documentație.
discuție, pentru ședința următoare vă prezentăm spre readucerea aminte acea hotărâre. Da, mulțumesc. Da, o întrebare care s-a mai discutat. Pentru cei care dețin locuințele, ce perspective sunt pentru cumpărarea lor? Ne dorim să le scoatem la vânzare, urmând procedura care încă mai trenează. Din punctul nostru de vedere administrației, dacă s-ar încheia procedurile mâine, a doua zi putem să scoatem la vânzare. Sunt câteva cereri, ei sunt informați, chiriașii sunt informați și stau în așteptarea derulării. Orice chiriaș poate forma o cerere, nu? Chiriașii care locuiesc acolo. Da, sunt niște condiții care sunt stabilite pentru regulament național, cu niște valori standardizate la nivel național. Bineînțeles, acolo, putând fiecare, scăzându-se amortizarea, scăzându-se uzura, sunt mai multe formule. Marea majoritate. Ești, există și posibilitatea de achiziționare în rate. E o procedură. E bine de știut. Da, e o procedură. Cine este interesant. Care funcționează la nivel național. Ce mai bun sau așa. Cred că avem un singur bloc care acum nu se califică la C8. Este cel mai nou și nu a ajuns încă la mandatea de a putea fi scos la... Mulțumim, sunt niște informații. Da. Dacă mai fac. Avem probleme nerezolvate cu mediul. În lotul care este dus la 100 de metri de zboare cu apă minerale, nu s-a mai zis nimic. A venit garda de mediu, a constatat, a dat câteva amenzi și a plecat. Molozul este tot acolo. După cum și canalizarea, când a venit doamna de la CRAP și a zis că îmi dau un răspuns în două săptămâni și nu mi-a dat nici până ziua de azi, da? Canalizarea care reversează în roci. Sunt probleme majore de care toți știm și le facem că nu știm, ca să zic așa. Da? Trebuie să rezolvat. Știu că mandatul dumneavoastră nu se poate, că voi sunteți orientat spre altceva, dar vă rog să... V-am spus că vă aveți și dumneavoastră, tu să mai faci și dumneavoastră. Da, 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 sigur că da. Mulțumim frumos. Da, o să mă uit prin documentele pe care n-ați spus în Și atunci o să discutăm. Dacă nu mai e nimeni, declară... O să vedeți. Să vedeți, da. Mulțumim. Să vedeți.